Vă salut! Episodul de astăzi va fi despre Bula.com, care a fost cauzată de speculațiile excesive ale companiilor legate de internet la sfârșitul anilor 1990, o perioadă de creștere masivă în utilizarea tehnologiei și adoptarea internetului. La începutul anilor 2000, când această manie speculativă a încetat, s-au pierdut peste 8 trilioane de dolari din valoarea de piață. Hai mai întâi să vedem ce se întâmplă în prezent. Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză valabilă pe 30 noiembrie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Ieri am văzut că a scăzut inflația semnificativ în Germania și Spania. În America a crescut produsul intern brut, numit la ei GDP. Așa arată toate companiile listate pe piața SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 59%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 52,4% și sub medie 47,6%. Indicele VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind la un nivel scăzut. Indexul Fear & Greed este la 64, o valoare ce indică lăcomie. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Concluzia analizei este că ne aflăm într-un regim de restrângere a masei monetare prin stagnări ale dobânzilor la niveluri destul de ridicate și retrageri de capital de către Banca Centrală a SUA, adică quantitative tightening. Să revenim la bula internetului. A început în jurul anului 1995, când investitorii au început să se intereseze din ce în ce mai mult de companiile de internet. Acest interes a fost alimentat de o serie de factori, cum ar fi creșterea rapidă a utilizării internetului și ostilitatea față de companiile tradiționale. Investitorii credeau că internetul avea potențialul de a revoluționa modul în care oamenii trăiesc și lucrează. În urma acestui interes, valoarea acțiunilor companiilor de internet a crescut rapid. În 1999, indicele Nasdaq, care include multe companii de internet, a crescut cu peste 85%. Majoritatea bulelor speculative care au sfârșit prost au avut legătură ori cu noile tehnologii care abia apăreau, ori cu noi oportunități de afaceri. Internetul le avea pe amândouă, la fel ca și criptomonedele și inteligența artificială în prezent. Bulele sunt descrise ca fiind niște spirale de feedback pozitiv. Ele sunt provocate de entuziasmul investitorilor. Trendul ascendent încurajează tot mai mulți oameni să cumpere acțiuni. Știrile din mass media amplifică optimismul și potențează apariția tot mai multor cumpărători. Investitorii de succes povestesc tuturor ce ușor te poți îmbogăți și aceste relatări atrag grupuri și mai mari de investitori. Tot mecanismul seamănă cu o schemă Ponzi în care trebuie găsiți din ce în ce mai mulți investitori creduli pentru a cumpăra acțiunile de la investitorii inițiali, la prețuri din ce în ce mai mari. Zeci de companii și-au schimbat denumirea adăugând rezonanțe de web pentru a le face mai atractive, adăugând .com, .net sau internet la numele firmei. Aceste companii au avut creșteri și de 125%, chiar dacă nu aveau legătură cu tehnologia sau cu internetul. Bulele bursiere sunt întotdeauna fragile. În goana după bani, piața a creat niște anomalii chiar mai ciudate decât practicile contabile frauduloase descoperite ulterior. Investitorii au început să realizeze că multe dintre companiile de internet nu erau profitabile și că nu aveau o bază solidă pentru prețurile acțiunilor lor. Indicele Nasdaq a pierdut peste 70% din valoarea sa în 2000, continuând să scadă până în martie 2002. În tabel se poate vedea că și companii de top au cauzat pierderi groaznice, scăzând și cu 99%. S-au pierdut peste 8 trilioane de dolari din valoarea de piață. Aștept cu interes comentariile voastre. Ce părere aveți despre criza.com? Oare avem o bulă a inteligenței artificiale în prezent?
voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de creștere personală și financiară. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!